Salut! Astăzi vreau să încerc să prind mai mulți bibani, perci din ăștia. Am doar 17. Vreau să văd dacă în 20 de minute reușesc să prind... Ori să-mi depășesc recordul de 2 kg și ceva, ori să reușesc să prind măcar încă 3. Bine, aș putea să încerc să prind și de ăștia, dar... Vreau niște bibani pentru episodul ăsta. Perci. Deci dacă reușesc să iau, măcar 3 în plus. Așa, ar trebui să funcționeze tot, unde ești? După cât timp am jucat eu la jocul ăsta, și tot sunt confuz un pic când trec pe astea, deci, cum zice, cutia asta, cum vrea să zică la asta. Așa, care era, ăsta pentru pești mici. Și astea sunt, deci avem, ca în episodul trecut, mi se pare că tot ăsta l-am folosit. Astea sunt pentru nămol. Pietriș, asta e pentru pietriș, nu? O verificare rapidă. Car, dar nu zice perci. Nu e nimic pentru perci, car, roci. Hai că posibil să fi greșit aici. Roci, bram, vreau niște perci. Zice care e pentru perci. Roci, car, perci. Hai mă că trebuie să fie unul perci. Sim, bam, 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 nici ăsta. Eu printre primele. Bă, nu e niciun om pentru perci. Băi, mă, lași. Course fishing, nu e nimic de perci. Pă bune. Tenci, nu e niciun perci. Care-i faza? Bă, dar niciunul. Asta-s pentru oia mari. Perci. Da. Ar trebui să funcționeze ce am deja, pentru pești aia mici. Nu? Recapitulare, ăsta e cu ăsta, nu? Gravel. Dar gravelul e cu... Spre... Floating bed. Floating. A, așa, deci avem ăsta două pentru nămol. Ăsta pentru... Gravel. Bla bla bla, unde ești? Da, nu contează, dar e float. Și asta zice că merge cu float, da? Plutitoare. Ok. Și ăsta de iarbă zice că merge cu... Să nu zice? Wheat beds, da? A, deci tot. Deci ăla acu pentru nămol și ăstea două merg cu ăstea două. Dar de fapt asta merge numai pentru nămol. Nu, ăsta merge decât pentru iarbă. Deci ăsta merge pentru iarbă și amândouă ar merge și pentru pietriș. Da, hai că sunt total confuz. Bine, nu mai contează, hai să începem. Să vedem care, la care, bibanii. Profilul am 24, am 17, da? Tot pe multiplayer îl dau. Host. Lacu. Ia să vedem, care are. Perci. Nimic. Perci, nimic. Asta, nu. E lac dor. Perci, nu are, mă. Manual Farm Lake. Nu are, Bersi. Ăsta, doar ăsta are perci, de mod. Perci, are și ăsta biban, dar sunt prea multe specii aici. Nu. Lilis. Perci, lilis. Și ăsta s-ar vrea să meargă. Perci. Dar o să-i prind și pe alții. Ar vrea să fie mai... mai izolat peștele, să fie ăștia mici în principal. Observatorii, perci. Ăsta nu are, mă, tocmai ăsta. Le-am luat pe rând pe toate, nu? Perci. Da, bă, deci toate ele sunt
Asta e singurul care are biboane. Pe de-aia n-am prins eu, că pe asta n-am jucat. A, ba da, am patru boși. Pe asta să prind biboane. Mi se pare că asta e primul, din primul episod ăsta. Când am luat biboane. Și are și asta. Nu are? Nu are. Bej C, dă muat, are iarăși. Deci n-am niciun boss prins. Wild C. Bream, tenj, roaci, carp, catfish. Aici am și som. Lilis. Să merg pe Lilis. Crap, majoritatea sunt mici, dar sunt și de-aia mari. Nu mă hotărăsc. Cred că o să merg pe asta. Da, pe asta merge. Perci. Setări. 10 minute, în 20 de minute vedem cât luăm. Asta e unul cu, da? Condiții pe ploaie. Nu, las că merge așa. Da, mă, e de la 7 perfect. Hai să vedem ce reușesc să fac. Bibani, suntem peste bibani astăzi. Bine, cred că mă așez. Hai să mă bag aici. Undeva pe aici. Ceva mișcări pe margine. M-am băgat în piatră. Nici o mișcare, nu? Bă, nimic. Nici un cerculeț. Cred că o să dau de... Dar nu mai pierd timpul pe aici. Ce o fi, o fi. Hai să vedem. Dăm cu prima. Mai departe. Las-o acolo. Doiul. Și la doiul vedem dacă merge cu ăsta. O să ce bate vântul. Hai mă, 20 de minute, iau măcar un biban. 3. Aș vrea să joc Assetto Corsa, să mai schimb jocurile de pe canal, dar nu prea am timp să joc la cariera de la Assetto Corsa. Așa că încerc să fac videoclipuri cu jocul ăsta când am timp, ca să mă obișnuiesc mai mult cu înregistratul și vorbitul la cameră. Ok. În română, că în engleză mai fac pe celălalt canal. Dăm tot cu asta, mă. Ok, bine. Cam liniște. Prea multă liniște. Așa, las-o acolo. Las-o acolo, n-am nicio mișcare pe nicăieri. Nici cerculețe. Să le mai trag puțin. Poate are vreun efect. Opa, avem pește aici. Ia uite, mă. Avem pește. Trage, mă. Uite, mă, că a avut efect. A avut efect, mă. Dacă am tras... Dacă am luat undița în mână. Ok. Hai de la băiatul. E clar mic. Și e bine că e mic, pentru că trebuie să fie biban. 2 kg 15 maxim de la biban, da? Hai să vedem ce pot să prind în 20 minute. Măcar un biban să mai am. Nu mai zic de depășit recordul. Personal, dar să mai am un biban. 2, 3, 3 ar fi maximul care ai. Dacă, da, nu depășesc 3, n-am cum.
Dacă aș lua 3, cel mai tare aș fi. Hai mă, de ce nu vrei să zi la mall? Gata, mă. Ha. Ia. Să-l vedem la culoare. Ai de cât ăsta, mă. Bream, plătică, nu? Traducerile le bag în descriere, nu mai stau să... Durează mult să editez videoclipul ca să pun traducerile. Ok, da, dai drumul și ai mai departe. Bun, deci avem o meala. Am mers la asta, mă. Bun, ăștia mici în partea aia, da? Hai să mai încercăm o dată. Lăsăm pe asta acolo. Încercăm cu treiul. Mă mișcăm și pe asta. Nimic. Să vedem mai unul. Le tragem așa puțin. Tragem încet. Ce pietriș? Putea să încerc mumela de pietriș. Ce am pietriș cam prin zona aia. Bine. Un, doi, un. Mai păcălesc vreunul. Pietriș iar. Altul trebuie. Care? Trei. Asta așa pe pietriș, ar trebui să miște ceva, dacă e să miște. Ia mă, că stai ce vrea să fie. Mai multă tensiune, că nu vrea să vină repede. Nu e prea multă? Parcă nu e. Hai mă! Nu știu de ce am impresia că nu mulinează destul de repede asta. Dau mai ușor. Doar 2 peștișori în 5 minute. Și nici biban. Nici biban. Opa. Că de fapt vreau plus de aici la mă. Să-l pierd. Îl bruschez cam tare. Iete, gata. Crap. Și dita mai bucată. De 7 kg. Bine sunt, hai să vedem pe pietriș. Pe pietriș. Tot în partea aia. O apropiem așa, dăm departe și o trag încet. Văd unde se oprește pe pietriș. Ia. Acum nu mai găsesc pietriș. Bătă-mă. Bine, o lăsăm pe asta acolo. Unu... Cam terminat cu el, nu mai vrea. O lasă de la mal. Poate o veni ceva la mal. Doi. Hai să schimb și la asta. S-o bag pe... Ia, mă. Dăm pe ăsta, ar trebui să funcționeze și cu ăsta. Dau pe aproape, să dau pe departe. Păi n-am mult, da? Hai să o las acolo. Mai mișcăm treiul. Nu vreau să-l mișc nici prea mult, să-l scot după pietriș. A luat-o unul, mă. Uite-mă, s-ar putea să fie la mal. Poate e chiar la mal, ui. Și-o arunc ăstea în larg degeaba. Bine că sunt aia mici, nu? Bibanul e mic. Posibil să am șanse mai mari aici la mal. O bag cu toate trei. Ia să, dacă ăsta e biban. Dacă e biban, le bag cu toate aici. A luat-o și care? 2-ul. 2-ul? Posibil? Care a fost, mă? Pentru pietriș, 3-ul. Parcă am băgat pietriș. Umela. 3-ul, mă. Gata, a luat-o 3-ul. Fii atent. Dacă reușesc să-ți iau pe ăsta la mal, repede. Dar nu reușesc. În timp. Reușesc, mă? Hai, băi! Nu vreau, mă? De ce nu vrea? Uita. E biban sau nu e biban? Nu, parcă nu e biban.
Deci am văzut aici la margine, ia de-te-mă. Gata, l-am luat. Hai tu trei, parcă nu e bivan, cred că tot crap. Tot crap? Ia, crap. Băi, ce... Hai mă, fii atent că nu-l iau. Băi, deci nu cred. Oh, mă speriasem puțin, am zis, bă, îl pierd. Asta e foarte mic. Este foarte mic. Ia, e măcar biban sau e rud? Ăia sunt mici, mici. Rud. Ce era rud, mă? Rud. Ăsta, nu e? Roci. Nu mai știu ce e ăsta. Mai știu de numirele ăsta. Ok. Deci era pentru pietriș, da? Bine. Și am luat mai bucată aici. Avem pe pietriș. Bucățile astea nici la un kilogram. Poate îi sare vreun biban ceva. Hai să o băgăm iar pe pietriș. Mai le bag cu toate în colțul ăla pe pietriș. Ok. Doiul. Îl trag ușor. Poate mai sare ceva. Nu sare. Să vedem. Pietriș, da? S-a zis că merge pentru iarbă, dar n-am iarbă pe nicăieri. Nouă minute, niciun biban, niciun pește care să-mi trebuiască. Pietriș. În 10 minute deja se reduc șansele să iau 3 biban, nu? Sau poate că nu. Pietriș. Vom pe toate acolo, hai. Ce-o fi, of? Ok. E bine așa. Acum, ce să fac? Aștept. Ce, să le mai mișc puțin? Le mai iau mână? Mai trag puțin? Pun jos? Să mai trec de la una la alta, poate ajută la ceva. Poate dau din greșeală peste unul care e la ea. Nu știu ce să zic. Dacă are vreun efect asta. Dau și cum o mela. Reușesc eu să dau între ele? Haide, de ce plus că e așa? Posibil să vi dau prea tare. N-am văzut unde e. Să văd dacă o aduc lângă unul. Așa, e cam pe acolo. Da, se vede puțină culoare acolo. Iese mumera. Nimic. Bă, da, nimic, mă. Am luat 4 pești și niciun biban. 7 minute mai are băiatul. Și niciun biban. O bagăm așa. Nu mai aud sunetul. Nu știu dacă are vreun efect la pești, dar s-aude urât cum bate în baltă cu ea. Nu știu ce să le mai fac. Dacă aveam cerculețe, sigur trăgeau mai des. Dar n-am pe nicăieri pe balta, să nu vezi pe nicăieri nimic. Nimic. Bă, da, nimic, mă. Nu știu ce să mai fac. 6 minute, trece timpul și nu vine niciun peștișor. Doiu! Ăla era, mă, bă, cât m-a ținut! Cât m-a ținut, bă, mă bucuram degeaba. Am 24 boși pierduți. Nu a fi fost ăsta chiar boss. De el încolo. S-a matat ghinion. Nici biban, nici pești, mai mulți. Să mai pierd și boss.
Că dacă le mai trag mult, cred că ies. A, uite, tocmai ce zicea. Ies cu ele după pietriș. 3. A, las-o acolo. 3. Hai, mă, dacă și tu scapi. Nu mai scap asta. O, pe de asta e bestie. A luat-o și 2-ul. Hai, dai și cu 1. Poate reușesc să mai iau în 5 minute. Măcar un biban să zic-o. Bă, am vrut să iau 3 și am luat 1. Misiune aproape îndeplinită. Hai, mă. Nu prea are efect bruscarea asta, nu? Hai, băi! Să vedem, termin videoclipul ăsta de înregistrat. Și cred că mă bag cu volanul la Assetto Corsa. Poate reușesc să mai... prind puțină îndemânare. Că vreau să fac progresul din Assetto Corsa. Să-l fac pe canalul ăsta. Dacă reușesc să prind îndemânare în timp util, nu stau o lună să joc cu volanul și să mă lovesc de toți pereții, să ies mereu pe ultimul loc. Ia mă, e biban. Bă! Hai că o luasem pe arătură rău cu vorbitul meu aiurea. Crap. Au început să tragă și celelalte, amândouă, nu? Hai cu 2. 2 parcă trebuie să se primă. Haide mă. 4 minute. Aproape 5. 2. Mă, și ăsta e mare. Deci biban nu e clar. E vreun crap, boss ceva. Câștig ceva metri? 41 de... Nu câștig nimic! Ăsta e boss! Bă, dacă îmi vine exact că nu trebuie, mă! Exact că nu trebuie. 38, hai că parcă vine, parcă pleacă. 33, 34, nu? N-are niciun efect. Am 4 minute, poate reușesc să iau și ce la 1. Poate reușesc. Puțin noroc. Nu prea vrea. Asta nu vrea cu mine deloc. Ce ai, mă? Băi, sper să pot să le iau și pe ăla de la 1. Ăsta, cred că e boss-ul, e foarte mare. Peste 10 kg. Peste 10 kg. Și pierd și 1 până îl iau. Îl pierd și pe 1. Nu e biban. Mi-ar fi plăcut să fie biban. Dar ori e boss, ori e boss, ori e peste 10 kg. Ia. Am dreptate sau nu? Hai repede că trebuie să trec pe 1. Este 9 kg, n-am dreptate, nici boss, nici 10 kg. Nu știu de ce l-am luat mai greu, poate se tată undița pe pește ăștia mici. Îl mai avem pe ăsta, l-am luat. Până aici e bine. 3 minute, nu știu dacă mai am șansă să iau vreun biban în 3 minute. 1 minut îl pierd pe ăsta, 2 minute până le bag, până le mai scot dacă o trage ceva. Da, și episodul ăsta am vrut să iau biban, nu? Și am luat ce am luat. N-am luat ce am vrut eu, dar nu mai contează acum. Hai, măcar să iau, să nu dau tensiunea mai slabă. Nu mă trebuie să-l pierd. Hai. Încă mai am niște momeli necumpărate. Posibil să fie printre alea ceva care e special pentru biban. 17 bibani, mă, de când joc eu la el. Bine că poate n-am jucat pe lacurile astea, dar 17. Am la crapi, cred că am 1000. N-am fost atent care... ce specie am prins de cele mai multe ori. Hai, mă. Zi repede, hai, ca să o arunc direct cum am luat, cum am. Ua, ce belea arată ăsta, uite cât de tare arată, mă. E de la Koi Carp, șmecher, de la crab de cor, sau cum vrea să-i spun. Bine, vei repede cu asta în baltă. 2 minute, nu știu ce să zic. Cred că o bag. Las-o acolo, dă-mă acolo, dacă e să tragă, trage. 2, nu, 1, 2. Ok, dă-i repede aici, lângă mine. Ce să mai omăz 2 minute? Da, am zis să fac pe timp ca să nu mă lungesc prea tare. Cu videoclipurile să fac 40-50 de minute de... înregistrări și degeaba sau mult să editez la ele. Bine, hai să revenim cu 1 resetare, schimbăm momela. Păi nu aveam, băi, n-am schimbat acolo, am schimbat decât momela. M-am grăbit. Uite-mă că a luat-o. Lasă-mă.
O bucuram de degeaba. Care? Care, mă, unul. Uite, bă, că aveam pește lângă mine. Îl mai au pe ăsta să încheie episodul cu un biban? Un minut? N-am șansă. Imposibil. Bă, să încheie episodul cu un biban ar fi super tare. Să zic, bă, n-am prins nimic, dar am luat unul la final. Nu-l iau. 50 de secunde, nicio șansă. Hai mă, vină un coace, mă. Mă, vină la băiat, 30 de secunde. Opa. Am că e mic ăsta, trebuie să mă lase să-l iau mai repede. Ei! 28 de secunde. Nu vrea să vină, să pleacă. Stai calm. Nu îmi rupe firul. Na, 20 de secunde. Băi, deci nu vine să cred că nu reușesc să-l iau. Nu vine să cred. 10 secunde, bă, ești tâmpit. Bă, ești tâmpit, n-am reușit să-l iau. Da. Și-a mai și rupt, că a rămas cu tensiunea de la fir. Mai și rupt. Da. Ce să mai cinste, nu știu de ce mă ține pe timpul ăsta să... Puteam să fie și eu direct. Main menu, ia să văd aici ce am făcut, că n-am făcut nimic azi. N-am făcut nimic. Cât am? 200 n-am? 1000, mă, uite mă, crap, am 1000. Crap. 1000 de pești luați la crap. N-am pierdut boss, dar am pierdut alți pești. Da. Poate în episodul următor voi reuși să iau un biban ceva. Poate. Deci cam atât pentru astăzi. Pentru episodul ăsta. Poate ne vedem în următorul. Pa!